Marius Măldărășanu va debuta în acest weekend în prima ligă din postura de antrenor al Astrei și va avea parte de un start foarte tare împotriva celor de la FCSB sâmbătă seara la Giurgiu. Măldărășanu este ajutat de Bogdan Vintilă, iar antrenamentele Astrei premergătoare acestui meci de debut au fost susținute la Ploiești. Chiar dacă a făcut saltul de la Liga a treia la primul nivel, președintele Dani Coman are încredere în antrenorul pe care l-a promovat. Un băiat pe care îl cunosc de foarte mulți ani, am fost și colegi de echipă la Rapid și la Brașov. Sunt ferm convins că dacă rezultatele ne vor ajuta, va ajunge unul dintre marii antrenori ai României. Pe Coman nu-l interesează să-i strice startul fostului său coleg Nicolae Dică. Vrea ca astriștii să înceapă cu o victorie noul sezon. Oficialul susține că FCSB nu mai are aceeași forță ca atunci când erau Budescu și Alibec. Ne așteaptă un meci foarte greu, dar eu sper să ieșim cu fruntea sus de pe teren, indiferent de rezultat. Poate să-i creezi probleme lui prietenului Dică încă de la prima etapă? Eu îmi doresc să câștig fiecare meci, indiferent de adversarul pe care îl avem, indiferent de prietenia pe care o am cu Nicolae Dică. Noul sezon din Liga 1 debutează în această seară cu partida CFR Cluj-FC Botoșani.